Bună și bine v-am regăsit! Ce mai faceți? Astăzi este duminică, suntem în 12 martie și vreau să vă prezint un haul. Am făcut câteva clipuri, o să le pun cap la cap și acum filmez un alt clip, da? Deci este vorba de un haul cu produse pe care le-am luat din diferite locuri. Bun, hai să vă arăt continuarea haulului, ca să spunem așa. Am aici o pungă foarte mare, care este din Jumbo. Este jumbo acela care, nu știu dacă să zic că e în militar sau este la ieșire din militar. Eu cred că mai degrabă e la ieșire din militar. Bun. Și pentru că de vreo două zile mă doare spatele, mi-am luat această ustensilă, nu știu cum să o denumesc, în fine, nu știu cum se numește, cu care îmi fac masaj, ceva de genul ăsta, așa. E așa ca o mânuță, doar că are patru degete, ca să spun, și are niște role care sunt din plastic. Și chiar este utilă. Bineînțeles, dacă te doare spatele foarte tare, nu e suficient asta. Trebuie să iei niște antiinflamatoare, să dai cu cremă. Dar și asta e utilă. Adică, mi se pare ok. Și am dat pe ea vreo 8 lei, dacă nu mă înșel. Am aici bonurile lângă mine. Mai rog, pentru că e foarte drăguță. Și anume, un puzzle care are 1000 de piese. Uitați, așa arată. E foarte drăguț. Destul de mare. Așa, să pun aici lângă mine pentru că nu cred că o să am loc. Așa, apoi am mai luat o chestie. Destul de interesantă, zic eu. Și anume, este o treabă cu telecomandă. Dacă vă uitați, atenție. Sunt așa două, nu știu dacă să zic ventuze, două LED-uri, da? Care au niște ventuze și se pot prinde pe ceva, pe oglindă, pe perete, unde vreți voi și au o mică telecomandă. Și cred că funcționează pe bază de baterii. Da, deci niște lămpi baterii. Niște lămpi cu LED, pardon. Au 12 culori diferite. Da, și eu vreau atunci când o să fac clipuri pe YouTube să le pun undeva. Nu știu exact unde o să le atașez, dar cred că o să mă ajute în această privință. Ups, scuze. Așa. După care am mai luat două chestii care zic eu că sunt destul de drăguțe și anume niște agrafe de păr. Astea. Așa. Și le-am luat și pe acestea. Cred că mi s-ar potrivi așa un păr. Așa. Apoi am mai luat o chestie foarte interesantă și o să facem o demonstrație de într-un alt clip. Vedeți, este această ustensilă cu care poți să cureți pensulele, da? Deci eu am luat-o la jumătate de preț față de ceea ce se găsește în mod normal pe alte site-uri, cum ar fi EMAG sau, în fine, eu acolo am văzut-o. Și așa este. Are o cutie destul de interesantă. De-abia aștept să o folosesc și să vă spun care este părerea mea. Adică o să o vedeți în funcțiune. Bun, atunci când o voi folosi, o să fac un clip separat. Și am dat pe ea, cred că, până în 40 de lei, 30 și ceva, ceea ce e foarte bine, pentru că pe EMAG era vreo 80 de lei. Ceea ce mi se pare cam multicel, dacă mă întrebați pe mine. Dar eu am prins-o foarte bine, să vezi. Apoi am luat niște mânci de-astea de unică folosință, medicinale, 4 lei un set, am luat și pe negru. Am zis să fie acolo, că, na, nu se știe, poate o să trebuiască. Am luat o chestie pe care am văzut-o la o fată pe YouTube, pe care eu o urmăresc, și anume pentru animale. Un astfel de set, care este pentru curățat blana, na, legate și lor părul, și mi s-a părut destul de interesant setul ăsta. A fost undeva la 30 ceva de lei, cam așa, un preț foarte bun. Da, bun, cam asta a fost ce am cumpărat eu din Jumbo. O să revin cu celelalte produse, continuarea haul-ului, ca să spun așa. Sper că v-a plăcut, să-mi spuneți ce părere aveți despre ce am cumpărat. Eu, bineînțeles că am mai cumpărat încă două chestii, dar le-am făcut cadou deja, și anume o pereche de mănuși, de-astea fără degete, le-am luat pentru nepoțica mea, și am luat și o mașinuță de jucărie. Da. Pe toate chestiile astea pe care vi le-am arătat, și cu mașinuță și cu acele mănuși, am dat 198 de ron, 197,88, în fine. Eu zic că am făcut o afacere foarte bună pentru că am luat foarte multe produse și o să mai merg în Jumbo ăsta pentru că mi se pare foarte mișto. Lângă el este Fashion House, unde sunt foarte multe produse din Spania, în fine, de la niște branduri mai mișto, să spun așa.
Dar trebuie să ai timp să te duci pentru că ți ia clar jumătate de zi. Adică n-ai cum să te duci o oră și pe aia să pleci. Nu ai cum. Da. Bun. V-am pupat. Ne revedem în clipul următor. Și în seara asta o să îmi fac timp să atașez toate clipurile astea și să fac tot holul. V-am pupat. Pa, pa!